Și acum se împlinește aceste cuvinte. Coming to pass also. Când această Biblie, when this Bible, se vestește pe întreg pământ. Is being preached all over the world. Și a ajuns și dincolo de cortina de ter. And it even reached, penetrated the Iron Curtain. La noi în România. In Romania at this time. 45 de ani a fost prigonit. For 45 years it's been persecuted. Și acum Dumnezeu a lăsat un har, and nu puteam să vă spun. God has put such great grace that I couldn't explain it to you. Când am venit la aeroport în Otopeni, București, came back to the airport in Bucharest. Când am văzut că trebuie să vin înapoi în România. When I realized I was supposed to come back to America. În America, am început să plâng. I began to cry. Și am zis, Doamne, dar de ce trebuie să vin înapoi? I said, Lord, why must I go back? Așa bucurie am simțit acolo. I felt such intense joy there. Dumnezeu a lăsat un har minunat. You know, God has poured such a wonderful grace. Evanghelia se predică pe tot loc. The gospel is being preached everywhere. Evanghelia se predică în pușcărie. In the prisons. Evanghelia se predică în armată. The gospel is being preached in the army. Am auzit eu cu urechile mele. I myself with my own ears. Armata a cântat dimineața Tatăl nostru. Heard the whole army sing Our Father Who Art in Heaven. Trupa din gură și din fanfară. They had trumpets and the troops were singing with their mouths. Așa frumos s-auza. It was so beautiful. Am alergat în goana mare. That I ran up the hill. Și am întâlnit un ofițer și l-am întrebat. And I met an officer and I asked him. Domnule Maior, aveți un aparat care cântă cântări creștine? Sir, tell me, do you have a radio that's playing Christian songs up there? Domnule, unde trăiești, domnule? He said, but sir, where have you been living? Zic, aici. I said, right here. Și cum, domnule, ta nu știi? Then you don't know? S-a dat lege la noi. We've been given a new law. De la tânăr la bătrân. Young and old. De la soldat și până la pușcăria. Soldier and prisoner. Să recunoaștem pe Dumnezeu. We must all recognize God. Că 45 de ani am fost dușmani. Because 45 years have been the enemies of God. Și țara a rămas muritoare de foame. And our country is starving to death. Dar acum vrem să recunoaștem pe Dumnezeu. But now we want to recognize God. Ca Dumnezeu să lease din nou binecuvântarea peste România. Once again put his blessings over Romania. Am început să plâng, fraților, I began to cry, brothers, with so intense joy. Din biserică de la Pentecostal. They came to our Pentecostal church. Oaleți frați care au școală. They pick, you know, intelligent brothers with college. Și plătește guvernul să predice Evanghelia la copii în școală. And the government is paying them to teach the children in the schools. Și la armată. And in the army. Ne putem doi la seama ce har minunat o dat Dumnezeu. Can you realize the awesome grace God has given? Și în America. And in America. Credința în școli nu. No faith in the schools. Armată nici nu mai cunosc. We're not even talking about the army. No, în armată auzim de oameni sexuali. In the army now I'm hearing they want to let in homosexuals. Dar nu auzim de Dumnezeu. But not that they want to let in religion. Și vedem că America a părăsit pe Dumnezeu. And we see that America has left the holy God. A părăsit pe Dumnezeu cel. It has left the God of heaven. Care s-au crezut în el. In whom they trusted care before. Care a binecuvântat America. Who blessed America so much. Și acum America în loc să crească. And now America, instead of growing more. Se duce jos. Is falling. Și din cauza aceasta. And because of this. Va veni mânia lui Dumnezeu. The wrath of God will come over this country. Acum vreau să vă spun ce lucrăm noi, fraților. Now I'd like to tell you what we do. Am umblat 2 ani jumate cu fratele Andruș în America. When I first came here, I traveled with brother Andrew for 2.5 years. După 2 ani jumate am văzut unele lucruri care mie nu ne-au plăcut. After 2.5 years, I began to feel an urge in my heart. Avem foarte mulți frați în lagări în Jugoslavia, în Austria, în Italia. I had very many close brothers in Yugoslavia, in Italy, in Bulgaria, in refugee camps. Care scăpase de mâna lui Ceaușescu. Who'd escaped out of Ceaușescu's prisons. Și am apelat la Open Doors să ne ajute să-i scoatem. Doors wanted to help us bring them out. Zice, noi nu facem treaba asta. They said, we'll try as hard as we can. Am apelat la guvernul american să ne aprobe misiunii. I went to the American government that they accept us to have a mission. Guvernul repede ne-a aprobat. The government, sure, why not? Am scos 300 de familii, fraților. And so until now we've brought out 300 families with the help of God. Și cu ajutorul fraților americani. And with the help and the prayers of the American brothers. Care au fost niște frați care au fost alături de mine. You know, there were some that were with us all the time. Și astăzi sunt tot lângă mine. And today they're still with me. Fraților, eu n-am cerut de la nimeni nimic. But brothers, you should know, I've never asked anyone for anything. Dar în cele două bedroom-uri avem familii din România. You know, we in our apartment that we live in, 2 bedrooms, we brought in Romanian families. N-aveam cu ce să plătesc. Because I didn't have money to pay for their rent. Și stăteam noaptea, deschideam ușa să vii aer, când aveam aer. I'd open the door at night because there was no more air. Și pe genunchi plângeam înaintea lui Dumnezeu. And I stood on my knees before God. Și am cunoscut un pastor din Indiana. And I knew a pastor in Indiana. Și am zis, Dumnezeule, dacă mai ești cu mine. I said, Lord, if you're still with me. Vorbește la pastorul cu ceara să-mi trimită niște bani. Put it on his heart to send me the money for these people's rent. A doua zi dimineață, fraților. The next morning, brothers. Am primit un telefon. I got a phone call. Mike, bunic, tu e acasă? Mike, is your grandpa?
grandpa home? Zice, da, e acasă. Yes, he is. Toată noaptea, zice, m-a năcăjit. Well, he's been troubling me all night. O cerut de la mine bani că n-are cu ce plăti rent. I dreamt that he kept saying I need money for these people's rent. Am slăbit pe Dumnezeu, spune că-i pun cec acum. He said, tell him the check's in the mail. Așa lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează minunat. But what I want to tell you is God works. Asta ne-a ajutat Dumnezeu. You know, God is never late. Fără să cerem de la nimeni bani. He's helped us without ever asking anyone for a penny. Apelăm la dumneavoastră. But we ask you. Să vă rugați pentru noi. For your prayers for us. Să vă rugați pentru lucrarea care please noi o pray facem. For the work that we do. Și să vă rugați ca Dumnezeu să-mi dea puterii. And also pray that God give us strength. Să pot duce mesajul lui Dumnezeu. To continue and take the message of God. În toată America. Throughout America. Ca biserica lui Dumnezeu. That the church of God. Să se scoale. May wake up. Dumnezeu să vă binecuvinteze. May the Lord bless you. Dumnezeu să vă umple cu Duhul Sfânt. And may he fill you with his Holy Spirit. Dumnezeu să vă schimbe viața. And may he change your lives. Ca când ne mai întâlnim. That next time we meet. Să vă găsim plin de Duhul Sfânt. We find you full of the Holy Spirit. And I pray that this church, God will fill with prophets, God will fill with people who have visions, God will put all his gifts over you, that you may grow in fear of God. May God be with you and with us. Amen.